Vera Duca face parte din cei 20 de vârstnici din satul Cuizeuca care beneficiază de telefoane mobile cu internet și convorbiri gratuite. Femeia povestește că tehnologiile moderne i-au schimbat viața și că niciodată nu s-ar fi gândit că ar putea să aibă și ea un smartphone, doar că pentru a-l utiliza are deseori nevoie de ajutor. Dacă înainte avem telefonul acela cu butoane și noi ne pricepem la dânsul, aici care ne s-au mânat mai grele și am avut nevoie de ajutorul tinerilor. Mihai în fiecare zi iese lângă mine, dacă nu știu ceva, îl chem și el îndată mi-ajută. Pe lângă faptul că găsește diverse informații utile navigând pe internet, telefonul îi alină și dorul de cei dragi. Suntem singuri și trebuie să comunicăm cu copiii care sunt diferite părți și peste hotară și în alte orașe. Iar Liuba Țurcan a primit în dar un telefon performant chiar de la copiii săi. La început nu știa cum să-l folosească, așa că a apelat la ajutorul tinerilor din sat. Acum să vă spun drept, eu dorul de copii nu-l duc. De ce? Fiindcă băieții au format grup și discutăm câte 2-3 ore. Când te gândești că vorbești cu de pe alt continent, cu copiii, cu tari dezvoltat. Pe lângă lecțiile de utilizare a tehnologiilor moderne, tinerii motivează pe cei vârstnici să facă și mișcare pentru un mod de viață mai sănătos. Când îi vedem cum ei se ocupă cu sportul, neavând așa cu avânt mare și noi după ei, ca să ne păstrăm, să avem o viață sănătoasă. Am vrut să fim tineri ca dânsi, să ei nu muncesc cum noi am muncit, la sapă, la așa. Ei au un mod de a trăi mai ușor. Au trecut 4 ani de la demararea proiectului, timp în care cele două generații s-au intersectat la un șir de activități. Tinerii au învățat de la vârstnici mai multe lucruri utile în viață, de la pregătirea bucatelor până la tăiatul lemnelor, altoirea copacelor și trandafirilor, precum și alte lucrări agricole. Chiar dacă bătrânii sunt cei ce au trăit într-o societate mai diferită și sunt cu alte legi, cu alte principii de viață, totuși sfaturile lor sunt actuale și astăzi pentru noi. De la ei am înțeles adevăratul sens al dragostei. Am învățat de la cei vârstnici arta lemnăritului, cum să confecționăm scaune, case din lemn pentru păsări. Alături de cei de la HelpAge am desfășurat niște traininguri prin care ne-a inspirat acea dragoste și acel respect ca să-l avem pentru bătrâni. Cumva să fim mai sensibili la durerea lor, să le ascultăm povestea și de multe ori ascultându-le durerile și perioadele grele pe care le-au avut în viața lor, ceea ce este la prezent mi se par sincer niște nimicuri. De la vârstnici am învățat arta meșteșugăritului și mai în special confecționării păpușilor din pănuș. Sunt unele și care intră în combinație cu lemnul. Eu, ca viitoare gospodină, am avut o activitate numită Cuptorul Bunicii, unde vârstnicii mi-au arătat cum coci plăcinte, pâine, toate etapele cum făceau ei înainte. Cel mai mare secret este că când te apuci de pâine, trebuie să fii cu liniștită, cu inima curată, veselă, bună dispoziție este cel mai bun secret. Asociația Obștească Pro Impuls, susținută financiar de HelpAge International, sprijină persoanele în etate să-și apere și să-și revendice drepturile, să lupte împotriva discriminării și să depășească sărăcia pentru a duce o viață demnă. Încercăm să creăm condiții un pic mai bune pentru vârstnicii noștri, în primul și în primul rând prin susținerea morală, psihologică și emoțională. În cadrul proiectelor pe care le implementăm datorită Federației Germane, cât și Organizației ONU pentru Drepturile Omului, HelpAge International ne-a dat posibilitate să implementăm proiectul privind drepturile omului în etate, cât și telefonia mobilă, digitalizarea oamenilor în vârstă. Activitățile din cadrul acestor proiecte care sunt în curs de desfășurare la Cuizeuca vor continua încă aproximativ 2 ani, timp în care organizatorii speră să fortifice și mai mult legăturile dintre generații.